Nu. Când eram mai adolescent, de fapt nu adolescent, că adolescenții nu au voie. Eram cu alte chestii, cu altfel de sticle în mână. Cu... Acum am mută asta de ea. Ce-ai făcut? Am pus mâna în față, scuze. Acum am o chestie de iaurt. A, bine, iaurt mâncam și atunci. E o chestie cu, nu știu, cereale, chestii, are și niște puncte negre pe el, sper că de la fructe și astea, nu alte chestii negre. Așa că dacă am vreo chestie neagră pe din sau ceva, e de la dăstea. Să vă povestim despre o... Probabil că... Ce mai probabil? Înșelătorie foarte amuzantă nouă, primește puiulete. Da. Un mesaj pe Facebook de la o persoană necunoscută, nu? Doamnă, da. Da. Cineva oarecare. O doamnă, da. Care te învață cum să faci bani pe net. Deja e clară treaba, nu? Când îți Da. scrie cineva necunoscut, hai că zic eu cum să faci bani pe net. Da, știți, reprezint, sau mă rog, lucrez cu nu știu ce firmă care ne plătește ca să-i facem reclamă și poți și tu, vei câștiga foarte bine, nu știu ce, uite, vă zic asta, sună, miroase a înșelătorie, zic eu, Și da? dacă aduci nu știu ce număr de Da, trebuie să fete. găsești și tu alte persoane, să le convingi și pe ele Da, și da, e da. tot o ciudățenie, în sfârșit. Da. Zic, probabil că e o prostie, o înșelătorie ceva, dar de curiozitate, știi, să nu zic că n-am întrebat, știi? Mi-a întrebat așa de curiozitate, cum anume ești plătit, știi, în ce fel îți vin banii? Da. Cum anume ajung la tine banii, nu? În ce fel, în ce formă? Prin PayPal, prin Da, card. card bancar, PayPal, nu știu, în ce fel anume Da. primești banii pe care îi câștigi, îi meriți. Deci țineți minte care e întrebarea, da? Cum anume îmi primesc banii pe care i-am câștigat? Și răspunsul e simplu, Da. nu? Ar Și trebui să vine fie. primul răspuns de la persoană. Ca să vedeți ce înseamnă un escroc sau de astea, știți? Ca să știți să vă Da. feriți. Deci când vedeți că cineva îi puneți o întrebare și vă răspunde altceva, deja trebuie să vi se aprindă becul rău de tot, că e o înșelătorie. Deci îi răspunde, a, da, cum să nu vezi, plătită, va trebui să puneți reclame, să nu știu ce, la 3 săptămâni nu știu ce se face, noi vă spunem ce reclame să puneți, bine, zice, puiulete, am înțeles, sunt niște lucruri care trebuie să le fac ca să câștig bani, dar întrebarea mea era, cum anume, sunt plătită, cum vin banii? A, nicio problemă, zice persoana, vă trimit un clip din care veți înțelege tot. Ne-am uitat la clip amândoi, am așteptat cu înfrigurare, deși în casă e cald, am așteptat cu înfrigurare, între ghilimele, să aud răspunsul ăla, știi? Veți primi banii în acest fel, în această formă, Păi în acest firma pentru care tip postezi. de transfer sau ce știu, cum veți primi banii, știi? Nu? Firma pentru care postezi. Da, mă rog, ideea este, vreau să știu cum anume vor veni la mine banii ăia, știi? Da. M-am uitat la tot clipul, nu a zis absolut deloc în clip cum anume primești banii. Același lucru. Faci dregi, găsești persoane, o să câștigi cu atât mai mult, cu cât convingi mai mulți. Nu trebuie să faci nu știu ce, stai liniștit, totul e în regulă, îți dăm noi mură în gură, nu trebuie decât să postez la tine și asta e tot și vei primi, În grupuri. vei câștiga nu știu ce, nu știu câți bani. Dar nu zice tot așa, deci n-a zis absolut deloc cum anume primești banii, știi? Asta era întrebarea. Ne-am uitat la tot clip, s-a terminat clipul, îi scrie el pe rete. Ne-am uitat la clip și nu zice nicăieri cum anume primesc banii, că asta voiam să știu. Da. Oh, păi, dar vă explic eu. Nu trebuie decât să puneți reclamă. Nu trebuie decât le puneți la asta reclame și câștigați ce puncte care au o anumită valoare în bani. Punctele se transformă în bani, Deci, da. practic, a treia oară când a întrebat cum primesc banii și nu i-a răspuns cum primește banii. I-a zis doar că așa se fac bani, adică pui reclame, nu știu ce, ca să câștigi bani. Întrebarea era cum anume îmi vin banii, știi? Să zicem Da. că am câștigat 100 de lei. Nu, de puncte. Da, mă rog, știi nu știu câte puncte care reprezintă o altă sumă de bani. Da. Să zicem că am câștigat 100 de lei sau... Bun, vreau să știu cum anume ajung, cum vine suta aia la mine, știi? Cum ajunge la mine, practic. Deci a întrebat-o a treia oară și nu i-a răspuns, știi?
Rete așa, deci a spus și a treia oară că nu n-a primit răspunsul. Persoana s-a enervat. Mm-hmm. Dacă vă uitați la clip... Ai fi înțeles. Ne-am uitat la clip. Ne-am uitat la clip. Și n-am înțeles. Vă infractoare. Are nume de fată. Acum, că e băiat sau fată, nu știu. Dar dacă are nume de fată, îi zicem infractoare. Știm? Da. E scroaca Facebook-ului. Fii atent. Deci, întrebarea... Poate n-ai înțeles. Deci, întrebarea a fost de în start, de la început. Cum anume îmi vin banii câștigați? Cum ajung la mine bani? Da, chiar. Deci, i-a răspuns de 4 ori. Cred că și a 5-a oară n-am mai uitat. Știi? De fiecare dată te aburește cu alte chestii. Vei face, e simplu pentru tine, o să câștigi mult. Dar vezi, evită întrebarea, că nu-ți spune... Ceea ce ai întrebat. Păi da. Știi? Feriți-vă de chestii de-astea. Când ai pus o întrebare și vezi că îți răspunde cumva, știi, îți spune o prosteală. Haotic. Și nu ți-a răspuns la întrebare, e clar că ceva nu e în regulă. O să-i dau imediat o raportare. În momentul în care te aburește, e clar că ceva nu e în regulă. Știi? Uh-huh. Și mai ales dacă și repetat. Hai să zicem că poate prima dată n-a înțeles ce ai vrut sau ți-a scris niște lucruri și a uitat să-ți răspunde exact la ce ai întrebat. Cam ciudat, nu? În sfârșit. Prima dată, a doua oară deja e ciudat rău, nici măcar a doua oară, nici măcar a treia oară, a patra oară. De câte ori să pun aceeași întrebare și de fiecare dată să primesc tot felul de răspunsuri diferite. Da, de fiecare dată să primesc niciodată și nu mi-e răspunsuri, pentru că răspunsul ar însemna că mi-a spus informația pe care am cerut-o. Dar la practic nu sunt răspunsul ce mi-a zis. Doar că ți-a povestit niște lucruri. Da. Nu ți-a răspuns. Întrebarea era cum primești banii. Da. Uitați-vă și voi cu ce mizerie se ocupă unii. Mi s-a întâmplat și mie de mai multe ori. Nici nu mai știu de câte ori. Sunt cu tare. Vreau să fac reclamă plătită la voi pe YouTube. Știi, sunteți mari și tari și vreau să vă dau bani ca să... Îmi faceți și mie reclamă sau... Super! Bravo! Bagă banii! Știi? Cum anume ne trimiți banii? Păi o să am nevoie de seria de pe card... Sau cum se numește? Da. Seria de pe card și ca să meargă transferul mai repede îmi trebuie și PIN-ul sau codul ăla. Păi poate așa ar fi vrut și doamna asta, dai seama. Da! Mi-a zis, da, se... Ai putea să transferi, de exemplu, pe PayPal sau să-ți dau mai bine, să dau un cont bancar și-mi trimis pe IBAN-ul ăla. Nu, pe IBAN. Că e complicat cu IBAN-ul, știi? Nu e complicat deloc. E cel puțin la fel de simplu ca dacă ai un serie de pe card, știi? De fapt, mai ușor să fac transferurile către un IBAN când vrei să trimiți bani cuiva decât să-ți dea seria de pe card. Îți dai seama de ce îmi cerea. Deci umblă cu minciuni de astea că vei câștiga, că vei face, că vreau să-ți dau bani, că... De asta am nevoie să-mi spui și mie seria de pe cardul tău și codul de pe spate de siguranță și dacă poți să-mi spui și PIN-ul... Ar fi foarte tare. O să meargă mai repede tranzacția, știi? Dacă am acces complet, se transferă mai repede banii. Așa durează și probabil că vrei și tu mai repede, nu? Să rămâi fără bani. Da, toate informațiile că mă ocup eu. Să-ți golesc cardul. Să-ți umplu cardul cu bani. Mă ocup eu să-ți umplu cardul. Da, și pe bine, și pe Facebook au venit multe, și pe YouTube, peste tot. Știți cum sunt gândacii? Că orice ai face, tot intră până la urmă, știi? Dai cu insecticide, pui capcane de gândaci, izolezi bine ferestre, și tot apare din când în când câte unul. Exact așa sunt și escrocii ăștia, infractorii, știi? Băi, oricât de bine ai încercat să te protejezi, mă, tot din când în când primești câte un mesaj de la câte unul de ăsta, știi? Da. Sunt atât de mulți și strecoară peste tot ca gândaci, numai ca să te fure cu ceva, știi? Da, ne-am amuzat cu ea. Eu am știut de la început că e vreo țeapă, adică am simt deja, știi? Îți scrie o persoană oarecare, hai să te învăț o să câștigi bani. Cum mai sunt și de ăștia, cu hai să-ți dau nu știu câte milioane de euro. Da. Că i-am moștenit și eu nu vreau să-i folosesc, vreau să-i dau niște cuiva. Da.
o moștenire din Franța sau a murit tatăl da, meu sau după ceva, Africa, da. De obicei, se da. Înțepe de alea cu nu știu ce prinț nigerian care a murit. Ah, și... da, că a murit cineva din familie, da, tata sau... Când vreți să lucrați cu vreo firmă sau cum să le faceți reclamă, să vă dea bani, contactați direct firma, mergeți pe Google, scrieți numele firmei acolo și vă duceți pe site-ul oficial al firmei ălea. Și acolo îi întrebați pe ei sau vă uitați pe site cum anume să puteți să lucrați împreună, să colaborați, să câștigați ceva. Nu vă luați după ăștia care vă scriu pur și simplu, persoane care vă scriu pe Facebook, pe net, oriunde, nu contează unde. Da. Indiferent unde, când ți-a scris un omuleț oarecare, necunoscut. Da, chiar. Și a pomenit chestii cu câștiguri, cu bani, cu orice de genul ăsta, fugi! Fugiți cât mai repede! E plin de țepar din ăștia, știi? Da, cine mai distra cu ăla? Da. Mulțumesc banii. Păi trebuie să faceți, să puneți reclame, am înțeles. Cum îmi vin banii? Vă dau un video, vă scrie, vă spun acolo. Ne-am uitat la video, da, ne-am uitat la video. Sunt multe informații, într-adevăr, dar numai aia pe care o voiam nu e. Cum anume îmi vin banii? Vă explic eu, trebuie să o postați și în fiecare zi și să strâng niște puncte. Am înțeles, da. Dar cum îmi vin banii? Cum îi transferați și cum ajung la mine banii pe care câștig? Da, da, da. Domnule, Nathan, ești atent dacă te uite la video. Altă chestie ciudată, știi? Da, da, da. O persoană serioasă nu se enervează, știi? Dacă pui întrebări. Da, da, da. De enervat se enervează, e scrocii și asta, știi? Că văd că nu reușesc să te țăpească, știi? Și doamna... O persoană serioasă se poate frumos, știi? Nu... se enervează și se răspunde urât, nervos, știi? Și doamna s-a enervat, a? Da, da. Și după asta se cunoaște, știi? Îți dai seama că un om serios nu îi, știi, l-apucă nervii și îți răspunde nervos sau... E clar că dacă s-a enervat, alt semn că trebuie să închizi instant conversația și să raportezi la da, Facebook. Da, imediat, acum, după ce termin filmarea, o raportez. De la oricine. Dacă nu-l cunoașteți și vă scrie ceva legat de bani sau de câștiguri, de venituri, orice legat de bani, de câștiguri, de venituri, de ceva de la oameni pe care nu-i știți, imediat cu ei raportați, nu vorbiți cu ei, deci să nu mai țepar toți. De ce te-ar contacta cineva ca să-ți dea bani sau? Știți? Să te învețe cum să faci bani. Să te învețe să faci bani sau? Mai era cineva care zicea că... știe să te învețe să câștigi milioane sau nu știu cum, sau de euro sau în genul ăsta. Și întrebarea era, de ce naiba dacă știi cum se fac milioane de euro rapid într-o zi, două, de ce nu-i faci tu? Da, da. Și te chinui să cauți alții, pe, știi, să-i contactezi pe alții, să lucreze da, pentru chiar. Tine. Sau... de ce nu folosești tu propria ta informație să câștigi banii ăia, știi? Da. Da. Ok, bye-bye. Miau. Miau. Bye. Petita.